Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectele pe care le gestionați. Numele meu este Ilias Papagheorghiadis, sunt președintele în Asociația Română de Biomasă și Biogaz. În perioada următoare, subiectul acesta va deveni foarte interesant pentru românii. De ce? Până acum în România s-a dezvoltat foarte mult energie regenerabilă, dar alte sectoare, fotovoltaice, eoliene și microhidrocentrale. Acum este și momentul pentru noi. De ce asta pentru noi? Pentru că România are nevoie de biomasă și biogaz. 1. Are 200 de milioane de tone de deșeuri care aruncăm fiecare an și trebuie să le transformăm în energie electrică și termică. 2. Pentru că numai biomasă și biogaz pot să micșoreze factura pentru cetățeanul, pentru energia termică lui. 3. Pentru că toate fabricile noastre care procesează, toate fermele noastre, au nevoie de biomasă și biogaz să devină mai competitive. Europeanul are gratis sau aproximativ gratis energie electrică și termică. Românul plătește. De ce? Europeanul are biogaz sau biomasă, românul nu are. 4. Sistemul național energetic are multe probleme în anumite zone din țară sau nu există deloc energia de gaz natural. Venim cu un proiect de biomasă și biogaz și rezolvăm probleme pe plan local. Și practic oferim și independență energetică în multe zone din țară, echilibrăm sistemul național și încă ceva, în România avem 5.000 de megawați de energie regenerabilă și suntem mândri că avem 5.000 de oameni angajați. În Europa, când au fost făcute 5.000 de megawați de biogaz, au fost angajați 68.000 de oameni. Acum în Europa sunt angajați cam jumătate de milion, 500.000 de oameni în biomasă și biogaz. Și presupun că nu sunt ei care nu înțeleg. În Europa, biomasa și biogaz au 67% pondere în energie regenerabilă, iar la noi 0,62%, 100 de ori mai puțin. Deci, ce am făcut noi? 1. Am pregătit un proiect de lege pentru biomasa și biogaz și energia geotermală, care o să depunem către guvernul să intrăm în negocieri. 2. Avem toate studii care dovedesc avantajele pentru poporul român. Noi nu venim să spunem, este obligație. Noi vorbim de avantaje. Cetățeanul va plăti mai ieftin energia lui termică. 3. Noi vom începe o campanie și o să cerem de la societatea civilă să susține proiectul acesta și asociații, federații sau și oamenii privați, pentru că numai cu asta vom avea lapte mai competitiv decât neamțul, numai cu asta vom avea carne mai competitiv decât francezul și mai departe. Fără asta vom continua să aruncăm deșeuri și să plătim banii decât să folosim deșeurile noastre. Noi propunem să ne încălzim cu pământul și cu deșeurile noastre. De ce credeți că statul român nu mai finanțează proiectele cu panouri fotovoltaice? În România, conform Planul Național de Acțiune pentru Energie Regenerabilă în 2010, a fost nevoie să facem 240 de megawați de fotovoltaice. Am făcut 1400. Pentru anumite motive și interese. În momentul actual, chiar asociația lor spune că nu mai este cazul, nu există nevoie. Practic, ce am făcut este, am făcut foarte multe proiecte, din păcate, cu interes mai speculativ și nu am rezolvat probleme care cu adevărat s-ar putea rezolva cu proiecte fotovoltaice mai mici pentru consumatorii casnici. Acum, din păcate sau din fericire, subiectul se consideră închis și sugeram să ne concentrăm în biomasă și biogaz, pentru că asta va schimba viața oamenilor. Ce metodă credeți că ar fi cea mai utilă pentru români să fie informați cu privire la aceste aspecte? În primul și primul rând vom începe o campanie cu puterea și mijloacele noastre. Afară de asta, noi nu putem da vina către poporul pentru că nu știe. Practic, vom lucra și cu guvernul, din momentul care aprobă proiectul acesta, să facem o campanie mult mai mare mediatică. Noi venim și propunem ceva un pic revoluționar. Spunem că luăm deșeuri, le facem energie. Luăm deșeuri, îți oferim încălzirea mai ieftină. Luăm deșeuri, facem locuri de muncă. Poporul va afla și va fi fericit. Există și un cost pentru asta, pentru că totul în viață are un cost. Dar vom plăti ca familie 5-6 lei pe an și vom beneficia de foarte multe avantaje care vor schimba viața noastră și copiii noștri vor trăi într-un mediu mult mai curat. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc mult!